Panică duminică după amiază între locatarii unui bloc din municipiul Zalău de pe strada Alea Astrei. Locatarii au văzut cum din apartamentul unui vecin iese mult fum. Speriați de ce s-ar putea întâmpla, oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutor. La scurt timp, la fața locului, a ajuns un echipaj de la Smurt și pompierii care au lichidat cu repeziciune flăcările înainte să se extindă la întreaga locuință. Proprietarul garsonierei, pentru că nu mai putea de frig, s-a gândit să se încălzească și și-a făcut foc din deșeurile pe care le-a strâns. Bărbatul a fost transportat la spital după ce a făcut scandal și a opus rezistență, fiind revoltat pe pompierii care i-au stins focul. Ai văd reflexii de său! E mireasa! Uite, ești nati! Aplauză! Dar la viață iară! Ce logic, tata, nu trebuie să lăsă la toată. Ia Moș Crăciun! Mai dai foc, bă! Mai dai foc! Ia rupta! Mai aduceți la anul viitor! Bravo! Dați-ne voie să lucrăm, vă rugăm frumos. Sandu! Du-te și tu, că vii spre tine. Ce faci, măi?